În continuare, îl ascultăm pe domnul profesor universitar dr. Nicolae Vasile și cu această ocazie încă o dată îi mulțumesc pentru că prezint revista la Cenaturile Literare, la Literar Inc., unde dânsul este coordonator. Bună ziua! Mulțumesc Fundației Istorică pentru scuze de invitație. Că dânsul nu a avut volumul înainte de eveniment, dar îl va citi acum. Și ceea ce voi spune are legătură mai generală cu Fundația Stoica și cu domnul Stoica, care probabil și dacă citeam cartea înainte, tot asta spune. Eu provin din o perioadă de dinainte de Revoluție, din ceea ce se chema inventator. Dar la vremea respectivă, despre inventator se credea că e numai ăla care face, inventează motoare, avioane, aparate de radio, aspiratoare și alte treburi. Vibratoare. Și vibratoare, vorba. Și am trecut în perioada asta în care inventator înseamnă mult mai mult. În momentul de față se inovează în economie, în cultură, în societate în general, și e adevărat că oamenii nu sunt obișnuiți cu aceste schimbări care se fac și care cineva le inventează. Să nu imaginați că vin de la sine. Din punctul ăsta de vedere, și evident că și eu am evoluat în toate aceste categoriile de care le-am enumerat, am inventat în viața mea și în economie, și în cultură, și în societate, pe lângă tehnica pe care am inventat-o înainte de Revoluție. Domnul Stoica este exact treaba asta pe care am prezentat-o până acum. Domnul Stoica e un inventator. Este un inventator în cultură, un inventator în societate. Ca inventatori, evident că sunt creatori și ei, dar în același timp creează situații ca ceilalți să se manifeste pe direcțiile pe care le inovează el. Domnul Stoica, după cum s-a vorbit aici, face și pictură, face și sculptură, face și valorificarea istoriei, face și poezie și proză și de toate. Ca să vedeți cât l-am intuit eu cu domnul Stoica, este că încă de acum vreo 10 ani am scris o poezie pe care o citești, să vedeți ce bine se potrivește, care se cheamă Alternativele Creației. Să vezi ce nu fac alții și să faci tu, e o onoare. Ea se cheamă inovare, este sclipire, nu întâmplare, nu poate face chiar fiecare, obosește, dar nu doare. Să observi ce alții fac, să le aduni, să le pui cap la cap. Adaugi ce faci tu, apoi le legi cu sufletul. Aștepți, dacă citește cineva și îi va plăcea, proză se va chema. Este muncă multă, e sudoare, obosește și chiar doare. Al meu sunet. Este muncă multă, e sudoare, obosește și chiar doare. Și acum ajungem și la poezie. Poezia este altceva. Nu poți să scrii oricâte vei vedea. Vei observa sau vei sintetiza. Poezia nu-i un scris, poezia e un vis. Ai vrea ceva, nu poți avea. Ai vrea să fii, dar cum nu știi. Ai vrea să faci, nu ai cu ce și treterzești și începi să scrii. O poezie iese dacă ai har, dacă nu, ai stricat somnul în zadar. Nu am, nu fac nimic, nu mai pot fi. La ce folos atunci m-aș mai trezi? Mă mai trezesc și să mai scriu o poezie? Sau
dorm somnul pe veșnicie. E, domnul Stoica, dacă a ajuns la faza asta cu poezia, a ajuns într-un pericol. Pentru că ultima strofă de aici a auzit-o cum e. Și faptul că i-a și botezat-o cu un ultraviolet, e adevărat că e declarat culoarea anului, ultravioletul. Vă amintesc că precedentul an cu ultraviolet a fost ăla când a câștigat Băsescu împotriva Lucioare. Și am văzut că nu ne-a ieșit prea multe. A văzut că toți aveau cravate violet pe vremea aia. Ultra. 20. Da. Deci, astea fiind zise, domnul Stoica, care vreau să spun că este individul cu care mă asemăn cel mai mult dintre cei care ne întâlnim în societatea contemporană. Și îi doresc să țină tare în continuare, pentru că dacă domnul Stoica n-ar fi, noi nu ne-am mai întâlnit. Și mie îmi face plăcere să ne întâlnesc. Și de asemenea, vă invit în continuare la trenul apropo de treaba asta, pe 6 aprilie avem Cenacul Literar Ing la casa, la Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu din Buzău. La dumneavoastră acolo, unde se va lansa, se vor lansa cele două volume din Enciclopedia Scriitor din generația 2000 și o carte din tehnică, o istorie a mașinilor electrice, care are doi buzoieni de renume, părintele industriei electrotehnice și electronice din România, fostul ministru lungă perioadă, Alexandru Necula, născut la Nevoiu, și un singur investitor care a avut o fabrică mașini electrice după Revoluție, care e un domn Gheorghe Obrejă, tot la Buzău. Cu ce se ajunge? Cu ce merge?